cu bicicleta lui Albert. Nu să spună nimic. Vai, ce-am făcut? Am stricat-o? Nu merge. Mă duc să-i spun lui Albert. Oare ce o să zică? Miren, ce-ai făcut? Iar și-ai stricat bicicleta. Au, ce s-a stricat aici? Începe bine. Aici e problema. O vei putea repara? Desigur, nu cred, tare ușor. Instrucția. Stai ce ușor. Casa mea. Atent. Bine, mulțumesc, Albert, pentru că mi-ai făcut-o. Ce-am obosit. Să mă odihnesc un pic. Mă duc la mare, mă atrag pe tobogan, mă scald și mănânc înghețată. Am obosit deja să muncesc. Wow, ce-am făcut iarăși? Am o idee. Mă duc la meșterul Albert, că el tot îl poate face. Oh, yes! Ce s-a întâmplat, Miriam? Albert, Albert, te rog frumos, ajută-mă! S-a stricat iarăși altă bicicletă. Eu deja, Miriam, am obosit, mă duc în vacanță. Repară doar piciosul și apoi du-te în vacanță. Bine, bine, revărăm bicicleta. O, Miriam, tare că s-a scuiat. Trebuie bonjourul. Vai, ce meșter bun ești, Albert. Mulțumesc. Miriam, tu nu crezi că bicicleta aceasta sunt prea mici pentru tine? Știu, dar nu am bani să cumpăr alta. Albert, repară-te, te rog, se desumflă. Trebuie să plec la mare, dar nu pot fără el. Așa de mult îl iubesc. Eu așa jucărie, nu repar. Bine, am plecat. Albert, salut, eu am venit. Wow, Miriam, ce bicicletă ai. Nu repar, magazinul deja e închis. E ora 5. Nici nu-mi trebuie, doar am venit să mă laud ce bicicletă frumoasă am eu. Am grijă, nu să o strici, eu mă duc deja în vacanță. Ce? Te crezi un meșter bun? Tu așa bicicletă, nu ai. N-am nevoie de ajutorul tău deja, 5 ani înainte. Plec în vacanță, la 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 la. Fac câteva virajuri cu bicicleta mea nouă. Bicicleta mea e cea mai tare. Toate să mă invidieze. Mă duc la mare. Da, ce ne sună? Alo, da, Miriam. Miriam, vorbește mai clar. Albert, scuză-mă, mi s-a stricat bicicleta. Scuză-mă, te rog frumos, de tot ce ți-am zis. Ești foarte bun meșter, te rog, ajută-mă. Bine, bine, dar nu ta deja. Vin, vin, te ajut. Hai, papa. Copii, niciodată să nu vă credeți cei mai tari când aveți lucruri noi. Da.
apreciați-vă, prieteni! Da! Și nu uitați să abonați la canal!